Bună seara, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre direcția înspre care mergem, mergeți unii dintre voi în această perioadă trecând prin acest portal. Aveți de ales între numărul 1, 2 și 3. O să continui și cu... Și uitați, aveți aici opțiuni care să vă ajute. Da. O să continui și cu seria etalărilor pe zodii. Deci, cuarțul roz, cred că un cuarț roz sau alb, în fine. Ce să fie, tot am uitat. Aventurin nu e aventurin, dar tot am uitat cum îi ziceți voi. E o piatră verde, un verde frumos, un soi de fistic și mie îmi place fisticul foarte mult. Așa și acest jad, posibil roșu. O să folosesc mai multe seturi de cărți, după cum vedeți. Măi, înainte să încep etalarea, bine, puteți să vă aruncați direct în etalare. Însă, pentru cei care totuși vreți să stați lângă mine o lecuță mai mult, am o întrebare. Pentru cei care urmăriți acest canal de mai mult timp, acesta este o piatră pe care am primit-o. Aquamarin. Era inițial albastru închis. Se transformă din ce în ce mai mult într-o piatră lăptoasă. Aveți habar despre transformarea pietrelor? Unii dintre voi știu despre trovanți. Dar despre transform... Știu că și ametistul își mai schimbă culoarea. În funcție de energia pe care o preia din jur. Dar acum am observat, de fapt am observat de mai mult timp, dar este mai albă decât anul trecut. Albicioasă, lăptoasă, era albastră când am primit-o. Vă rog frumos, pentru cei care aveți cunoștință de cristale și pietre, dați-mi un răspuns ca să știu ce să fac cu această piatră. Acum, cei care ați ales foarte bine, ați avut timp să alegeți și să pun setul de cărți deoparte. Și acum și ca să vorbim despre cei care ați ales numărul 1 și cuarțul alb sau roz. Aș vrea să vedem ce să-mi așez. Unde sunteți în călătoria voastră în acest moment? Numărul 1. Unde sunteți în călătoria voastră? Spirituală, eu știu, profesională, sentimentală. Unde sunteți? E o călătorie. Pe o anumită hartă. Și când vă zic pe o anumită hartă, zic anumită pentru că noi ne desfășurăm pe mai multe planuri, da? Emoțional, profesional, spiritual, eu știu, familial. Sunt mai multe planuri. Ia uite, bon collector, numărul 1. Ați adunat, simt că ați adunat multe informații, ați colectat multe informații, multe din viața anterioare. Dar sunteți într-un moment în care trebuie să descoperiți ceva legat de ADN-ul vostru. Mie asta îmi spune acest cerc din spate. ADN-ul vostru ancestral spiritual. Spiritual, energetic. Și acesta poate să vină de undeva din afara planului terestru pentru cei care aveți cunoștință. Însă a venit numărul 1. Începeți o cale. Este foarte interesant. Și 4 la capătul setului de cărți. Da, ați trecut prin multe greutăți, dar aș spune că spiritul locurilor prin care ați fost, tulburi sau mai puțin tulburi, poate unele armonioase, poate unele agitate, v-au ghidat acele spirite de fiecare dată. Și de-aia zic, a strâns multe informații. Unde sunteți? Manifestați ceva nou. Manifestați ceva nou. Și să nu uitați unii dintre voi, nu toată lumea, dar cei care știți deja, ați primit informații, țineți în mână o pană de păun. Pana de păun este simbolul regalității. Hai să vedem ce lăsați în urmă. Simt nevoia aceste de cărți să mai arate ce lăsați în urmă. Ca apoi să vedem în tarot. Sunt multe. 3 cărți. Hai 3 cărți.
10 de cuperi, luna și puterea. Ce lăsați în urmă? Interesant. 8, 18 și 10. Fiți atenți. 8, 9 și 10. Și apoi revine iar unul. Încheiere de capitol. Mare, vedeți? Transformare. 8 și 1, 9, încheiere de capitol. Sunteți la început, eu cred că acum 10, acum începe să se manifeste, nu știu dacă astăzi sau mâine, dar ar fi frumos. Deși am vrut să văd, poate unii deja ați intrat prin acest portal, acesta se manifestă plus minus câteva zile, câteva săptămâni, într-o anumită formă. Dar primiți un ghidaj, repet, ghidaj care vine din alte civilizații și nu vorbesc de civilizații vechi pământene. Aici este o scriere pe care nimeni nu o cunoaște. Iar mi-aduc aminte de documentul Voicic, am zis, bine, cine știe, e bine, înseamnă că am și eu, ascultător super, dacă știți documentul Voicic. În fine, aș spune că unii dintre voi cu luna și cu puterea, v-a fost frică de puterea voastră. Posibil ați avut tot timpul lupte pentru putere în preajma voastră, care v-au speriat la un moment dat, care v-au transmis niște emoții negative, de care totuși în această luptă a trebuit să vă eliberați. Dar având acest tunul, cred că deja începe să vă eliberați de acele frici pentru putere sau neîncrederea în puterea voastră sau lupta cu egoul vostru sau a altora. Dar simt frică de puterea voastră, frică de a vă transforma, de a vă conecta la intuiția voastră, care e foarte puternică și care vă ghidează și care, vă zic, intuiția vă duce către fericire. Aici e Happy Buddha. Happy! Ia ascultați un pic Pharrell, parcă? Happy, I'm happy. Da, încheiați acest ciclu. V-ați transformat. Multe cicluri. 8, 8 apare de 2 ori, 1, 10, deci 18, 10 și încă 1. Deci 1 de 3 ori, vedem. Însă, simt că unde sunteți acum face parte din acest 10 de cupe care vă așteaptă. Brațele deschise, o fericire, o bucurie mare. La capătul setului de cărți, da, 4 de cupe. Ați pierdut, ați refuzat o tentație, ați refuzat diavolul, ați refuzat. Băi, ce tari sunteți, ați refuzat împăratul, care era în varianta sa negativă, temptation, da? 15 numărul diavolului, da? Cineva v-a tentat și, sau poate a stat în preajma, repet, a stat în preajma, că am văzut aici egoul și leul. Era să zic lupul. Poate contează pentru cineva. A stat în preajma oamenilor. Era să zic viril, dar vreau să zic vanitoși. Or fi fost și viril, nu știu, dar vanitoși. Vanitoși, obsedați de bani, de putere. V-ați luptat cu ei și ați crescut, că aici energie feminină și luna este energie feminină. Ați descoperit că și această energie feminină are rostul ei și valoarea și puterea ei. Și ați refuzat, dragii mei, dragile mele, ați refuzat tentațiile. Și când vorbesc de împărat, chiar dacă sunteți bărbați, poate că ați refuzat să vă folosiți puterea, să abuzați de puterea voastră, inclusiv sexuală, profesională, poate, sper, ar fi minunat că cineva a zis că am ceva cu bărbații. Nu, nu, nu. Nu. Sunt și bărbați treziți, sunt și bărbați evoluați. Și unii din ei ascultă această etalare și poate acest, eu știu, poate au ales și acest număr. Ați refuzat tentația banilor, poate a pozițiilor importante, profesionale, eu știu. Mai găsiți și voi, pentru că chiar nu pot să dau toate posibilitățile, dar în momentul în care refuzi, ce? Banii, mărul acesta prin care a început căderea în păcat, nu? A omenirii, chiar dacă e un simbol. Și știți ce simt? Ați avut un ghidaj divin.
Am zis spiritul locului. Tot timpul a fost interesant, iar apare 4 și 4. Spirit, ce ați mai depășit? Poate tentația de a fi prea încăpățânați, prea fixați. 4 e un număr foarte, foarte încăpățânat. O formă geometrică 4, nu? Pătratul, dreptunghiul, care se mișcă greu. Posibil a fost totuși o atracție între voi cu valetul de foc, mai de o altă variantă, între voi și un personaj puternic. Și am văzut și 6 de foc și am văzut și 6 de aer. O întâlnire așa, banală în aparență, într-o zi oarecare, da? În momentul în care v-ați întâlnit, drumurile voastre s-au intersectat. Zic de o întâlnire banală pentru că e casa șasea a fecioarei, a lucrurilor și drumurilor de zi cu zi pentru lucrușoare, trepșoare și chestiuni de genul ăsta. Și v-ați întâlnit cu tentația, în orice formă. Cineva v-a propus un job, să zic. Cineva v-a propus ceva, o afacere. Cineva v-a atras. Na. Acum, înfloriți și voi cât vreți, pentru că știți mai bine viața voastră. Nu trebuie să înfloriți așa la modul artistic. Nici acolo nu e bine, din cât mai ghidez și eu la nivelul acesta. Dar, ați refuzat această atracție. Și pentru că ați refuzat, vă îndreptați către victorie. Și uite așa. Cu pași mici, inițial, cu frică, oarecare teamă cu luna, vă îndreptați către fericire. Eu am senzația că acest 10 de cupe deja se simte într-o anumită formă, sub forma unor viziuni, pentru că e Buddha totuși, da? Meditații, ceva simțiți, măi, prin orice ați trece acum, probleme, orice ați trece, simțiți că trebuie să fie bine. Nu, va fi bine. Hai să vedem spiritul. Ia uite, s-a oprit la... Și tocmai a citit, mai, deci nu se poate, nu vine să cred. Despre elefant. 10, iar apare 10, 1, 10. Și iar prosperitatea. Cineva a mai vorbit de curând la, cred că la etalarea, la alegere pentru, nu mai știu la ce etalare. Sau la rac. Am vorbit despre prosperitate, despre această carte. Unul foarte mândru de banii săi, de, eu știu, din ce vine și celălalt mândru de ce a descoperit în această luptă interioară. Da. Dar, hai să vedem. În această nouă călătorie, o să vedem spre ce mergeți. Ce spirite ar trebui să aveți. Pentru că deja ați încheiat un ciclu și, repet, se manifestă. Doar că, aha, interesant, deja începe să s-a început să se manifeste în alte planuri, 5, 6, de 7 pentru cei mai tari. Da? Și acum o să începe să simțiți în plan 3D. Ce, Morita, tu cu mică, așteaptă iubirea lui mamă. Ha. Nu, nu știu cu ce fumică. Hai. Mora? Fii cu mințel. Sunt multe. Energia spiritul care vă însoțește sau pe care ar trebui să... La care ar trebui să meditați. Ia să vedem. Ce frumos transformare, sufletul. Am zis spiritul. Sufletul, sinele vostru superior vă ghidează. Mai citiți, vă rog frumos. Sinele vostru superior vă ghidează. Dacă nu știți ce înseamnă, vă dau timp. 2 și cu 8, 1. Iar vă ghidează în această... Iar 8, 8, 8, 18, 28. Da? 1, 10. Ia uite și 44, iar 8. Mai... Vă iubesc. Vă iubesc. Simt că treceți, asta e cu și trece și vezi mai trece, că nu se oprește transformarea, da? Prin multe, multe. Veți descoperi un adevăr. Uite. Foarte profund. Aici este Anubis. Puteți să investigați și voi. Mai citiți și voi, că altfel aș sta la o etalare și știu că unii vă se plictisez despre bani, despre eu știu ce. Nu, asta e etalarea, asta nu e despre bani. Poate să vină și banii,
Tare. Copti, casa scorpionului. A banilor, morții, a transformării, a banilor, a taxelor, nu? Și a sexului. Dar sacru versus sexul de duzină. Din ego, din dorința de a avea. Deci, ce apare? Ia uite, Marea Preoteasă. Creștere spirituală. 2-2! Mai, sincronicități frumoase! 2-2! Ați meditat 4 de spade. V-ați vindecat de decepții. Începe să vă vindecați. Ar trebui un pic să vă inspirați din ceea ce înseamnă fluturile. Transformarea este foarte scurt spus, foarte puțin spus. Eventual, iar vă trimit către un videoclip pe care l-am făcut mai de mult, o altă poveste de dragoste, parcă îi spune, despre Psihe și Eros, apropo de tentație. Ați înțeles că atracțiile fizice, sexuale sunt, există, dar voi nu mai vreți așa ceva sau veți descoperi că nu mai vreți. Psihe și Eros. Vreți o dragoste adevărată? 10 de cupe, nu? Hai să vedem spre ce mergeți. O dată, de două ori, de trei ori. 3 de băte. Mergeți, chiar mergeți. Așteptați oportunitățile? Posibil, transformărilor anterioare, dar cu încredere spre viitor. M-am bâlbâit. Eremitul, luna. Tăcere între voi și cineva. Probabil aici cineva are de-a face pești, rac, scorpion, fecioară. Avem la putere fecioara și leul. Ia uite, fecioara și leul. Să zicem, semn de foc și semnul acesta, meditativ al fecioarei. Da, încheiați ciclu, gata. Ați obosit. Iar apare luna, vedeți? Fiți atenți la luna plină, luna nouă. Lucrați mai bine cu aceste energii, că sunt foarte importante. 9, 18, care tot 9 înseamnă, și 10, dar clar încheiați un ciclu în care ați investigat fricile. Am zis, v-a fost frică de puterea voastră, dar ia uite, după putere, vedeți legăturile, eu le văd. După putere apare, după 8 apare 9, eremitul. Poate unii dintre voi a stat în preajma unor oameni cu marcaje, nu zic zodia leului, marcaje puternice în zodia leului, sau în semne de foc. Sau poate și semn de pământ, dar zic cu planete în semne de foc. Nu mă interesează zodiile de bază, ci planetele, da? Acele personaje, sau poate în casa 5-a sau casa 10-a a carierei, oameni care au dorit să domine, da? Și o perioadă v-a fost frică de acești oameni, sunt convinsă. Dar încet încet v-ați vindecat, v-ați descoperit puterile cu eremitul, v-ați însingurat. Și ați descoperit ce puternici sunteți. Și ați descoperit că aveți lumină și că aveți ghidaj. Da, în acest întuneric a fost și luna. Au fost și stelele. Au fost și niște spirite ale locurilor. Și a fost și informația voastră pe care o aveți de mult timp și ați descoperit-o. Că eremitul studiază ca la microscop. De-aia semnul fecioarei într-o anumită formă. Nu mă refer la zodii. Dar acum, dacă este tăcere între voi și cineva, sau între voi și două persoane, că și luna înseamnă tăcere, și luna înseamnă mister, înseamnă secrete, înseamnă iar o stare de neîncredere, poate între voi și cineva, simțiți că vă consumați prea mult, încercați să vă implicați voi în aceste relații și cam e cazul să vă concentrați pe viața voastră. Iau, te v-ați blocat puterea. Aici este puterea voastră, regina de bâte. V-ați lăsat, ia uite, minți, dezinformați. Cavalerul de spade și 7 de spade, dezinformați. Dezinformați. Asta e. Dar poate chiar de cineva în semnul leului, al berbecului, al săgetătorului, văd și semne de aer. Văd și semne de aer. Și astea susțin oarecum, da, a fost un blocaj mental, o iar 8, care cineva v-a programat sistematic
și simt că am dreptate. Dacă nu rezonați, căutați în altă parte. Sau fiți mai sinceri cu voi. Să vedem, să clarificăm spre ce mergeți. Deci acum ar fi, apropo de 10 și 1 și 10, v-ați săturat să duceți în cărcă responsabilitățile sau responsabilitățile în ce? În relații, în ce m-a fi, colaborări. Posibil interesant, nu apare iar 18 și sub forma... Nu. Probabil ați experimentat relații la distanță. Ia uite, 6 și vorbesc în timp ce vorbesc apare 6 de spade, dar vreți să le lăsați în urmă. Vreți relații stabile, apropo, de pământ. Un pic mai... De fapt, ce urmează să se manifeste apropo de relații la distanță? Poate și în alte dimensiuni, dar poate și online. Sau oameni care n-au fost tot timpul lângă voi. Acum vreți ceva să se manifeste în planul acesta de zi cu zi. Hai, dar mai, mai pica, lasă-mă să clarific. Clarificăm cele trei cărți. O dată, de două ori, de trei ori. Vă deblocați. Ați văzut 8 de spade? Acum vă deblocați și vă veți bucura. 3 de cupe, 10 de cupe. Da. Cu eremitul și 6, casa 6. Unii ați avut de-a face cu cineva cu marcaj în fecioară. Dar dacă a fost tăcere din cauza distanței, a spune că lăsați apele, sau poate îi lasă ei apele tulburii. Da. E fain. Chiar dacă vi se par cărțile triste, nu, e fain. Pentru că acum se inițiază drumul către fericire. Dar nu se întâmplă cu un simplu gest, cu într-o singură zi. Însă, ori voi, ori această persoană lasă în urmă apele tulburi. Cu alte cuvinte, întâlnirea dintre voi și acest personaj eventual le-a transformat și lor viața, nu doar voi, pentru că aveți 2 și 8, 28. Două persoane, 1 și 2, da? Două persoane se transformă. Dacă a fost tăcere, nu va mai fi tăcere între voi și acest personaj. Acum, blocați cu 2 de spade, blocați fricile, confuziile și vă conectați, iar apare 2, am văzut și Marea Preoteasă, și vă conectați la intuiția voastră în această perioadă, în mod special. Și poate la lună plină, lună nouă, că tot apare elementul lună. Și apoi acel consum de energie, în perioada cât ei erau implicați, și când vorbesc de 3 de cupe, nu o să ai 3 de cupe ca și o altă persoană implicată, o altă poveste de amor sau triunghiuri amoroase, da? Mă refer că poate persoana cu care vrea să vorbi sau persoanele, că am zis că poate sunt două persoane diferite, erau preocupate de altceva. Să zic, o persoană de părinți de familie, altă persoană sau copil, altă persoană de job sau altă persoană de, eu știu ce, hobby-uri sau... Da, prietenii, da. Hai să nu zicem că a treia cupă este musai o altă persoană. În anumite cazuri, da. Sunt triunghiuri amoroase, sunt prietenii deșarte. Și celălalt tot a tras. Hai să vorbim, hai să facem, hai să dregem și... N-a mers! Și învățați. Învățați, pentru că aveți multe informații, ați strâns multă experiență și vă eliberați. Și începe să vă uitați și voi la 2 de cupe. Stai, că vreau și eu să fiu într-o relație frumoasă. Ia uite, 3 de monede. În care construim, creștem. Vreau să fiu într-o relație frumoasă. La capătul setului de cărți, spânzuratul. Dar veți primi ajutor. În momentul în care vedeți lucrurile altfel și vă întoarceți către aceste 2 cupe, veți primi ajutor sau poate voi ați oferi cuiva... Cineva începe să-și arate emoțiile. Să trimită vești. Veți primi vești de la acest personaj din depărtare. Un personaj din depărtare. Știți ce? Că am înfruntat demonii de acasă. Patru de două ori. I-am înfruntat ca să poate să manifeste fericire.
ca să poată să înceapă o nouă relație sau, eu știu, cu voi, să renască, dacă i-ați ajutat. Nu știu cine a oferit această cupă de apă persoanei legate. Poate voi ați primit, poate voi ați oferit, dar e o situație plină de compasiune, de înțelegere. Wow, știți ce mi-aduc aminte de citatul ăla pe care l-am pus la titlu pentru pești? Fiți o picătură de dragoste într-un ocean de suferință. Asta simt acum cu aceste două cărți. Vă rog frumos, uitați-le la ele. Scris de Rumi, da? Be a drop of love in an ocean of pain. Și uite așa, simțiți efectele. Întâlnirii voastre cu cineva. Am zis, a fost luptă. Poate cu tentația. Poate persoana care v-a tentat. Învață să lasă în urmă tentațiile, apele tulburi. Okay. Și repet, pentru unii dintre voi ar putea să fie două persoane. Și totuși, sunt curioasă ce veți alege. Ia, mai dăm o carte. O carte în plus pentru numărul 1, pentru că simt că a rămas așa într-un stand-by, dar poate a rămas în stand-by pentru că se va manifesta la un alt portal, într-o anumită, eu știu, ia uite, 4 de spade, deocamdată vindecare, 4, ia uite, eremitul într-o anumită formă, 4 de spade, ia uite, justiția. Voi stând și echilibrându-vă și ordonându-vă gândurile și emoțiile, veți înțelege dreptatea. Într-o altă formă. Se va face dreptate, cu alte cuvinte. Se va face dreptate. Văd și lumea și asul de monede. L-am văzut și mai devreme. Se va face dreptate. Da, uitați-l aici, l-am văzut asul de monede. Parcă, nu? Da, se va face dreptate. Judecata, justiția și judecata. Veți începe un nou proiect, vă veți muta, veți avea o nouă relație fericită. Ia, clarifică și 4 de spade cu aceste cărți. Cred că 4 de spade vă reprezintă pe voi dintr-o anumită perspectivă în această perioadă. 4 de spade sau poate ia, uite ce frumos. Da, dacă a fost tăcere, vă veți întâlni. Vedeți cum s-a răsucit persoana care de obicei nu vede 2 de cupe? Dacă nu sunteți voi, este persoana care nu v-a văzut, pe care i-ați refuzat pentru că erau toxici. Și după această tăcere, după această înfruntare a demonilor, a fricilor, a obsesiilor, a eu știu ce mai vreți voi să înșirați, am zis, se va face dreptate. Și acest personaj, nu știu, 2 de cupe înseamnă foarte mult și îmi place atât de mult în aceste cărți 2 de cupe că ei deja se îmbrățișează, nu mai sunt față în față. Au fost față în față când i-a dat acea apă, da. Când era deja spânzurat, agățat în relația karmică, cineva a oferit lumină. Și acum va fi 2 de cupe. Poate că încă meditați, dar dacă meditați, se va manifesta. 6 de cupe, împăcare. Ia uite, știți că va fi, știți că va fi dragoste. Nu sunt doar visuri. Intuiția vă spune că va fi dragoste și că persoana care a avut opțiuni va alege dragostea. Posibil la acele opțiuni, am zis, a fost cineva, nu știu, ori pe voi v-a tentat, ori pe ei v-a tentat. Regina de Bâte tentează uneori. Dar cu un anumit scop. Scârție scaunul ăsta. Tot am zis că îl schimb. Mesaje. Tot am vorbit. Ai măcar 30 să fie. Fuga. Bine, am vorbit despre ea la mare la început. Mesaje pentru numărul 1. Ce frumos. 4 de spade și 2. Iar apare 2. 2, 2. Ați văzut 2 și 2. 8, 8. 8, 8, 8, 4 și 4.
Interesant. Poate la portalul 4 a 4-a veți înțelege profunzimea unui adevăr care acum îl intuiți, acum îl simțiți, acum îl visați. Sper să vă aduceți aminte de, nu știu, aceste cuvinte. Hai. Hai, vino tu. Sunteți fără limită. Sunteți fără limită, apropo de patru. Personajul va veni, își va cere scuze și vă va face un cadou la un moment dat. Ia uite, iar 44, iar. Probabil că ține de acest adevăr. Sunteți puternici. Ați avut de-a face cu un personaj puternic, dar împreună vă transformați în altceva, în personaje și mai puternice, apropo de puterea. Una e lupta pentru putere și alta e ca doi oameni puternici transformați să coopereze, să manifeste de comun acord. Între timp, mai relaxați-vă un pic și dați voi informațiilor să vină, apropo de lună. Nu e vorba de visare, e vorba de reverie și conectarea la alte dimensiuni. Și aveți încredere în această dragoste, chiar dacă pare un vis, 4 și cu 2, 6. Aveți încredere că visurile voastre se pot manifesta. Da? Și când vă veți întâlni, dați-vă timp să vă cunoașteți. Dincolo de ce ați văzut, de fosta tentație, de fosta imagine, pentru că ceva s-a transformat în cealaltă persoană. Ia uite, au fost minciuni, ia uite. Ia uite, au fost minciuni. Și am văzut 7 de spade, da? Vor veni și vor cere scuze. Luminați-vă. Nu uitați că sunteți iubiți și deschideți-vă către schimbare, da? Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și nu uitați că etalările pentru portaluri se manifestă ca și, de fapt, ca și celelalte, dar totuși, într-un alt ritm. Hodron, trong, ia uite unde am pus. La 15, da? Practicați compasiune față de versiunea lor toxică, pentru că și voi ați avut o versiune toxică cumva. În ce sens? Toxic înseamnă și plină de frică, da? Tot de toxicitate, pentru că diavolul nu vine doar cu iluzia bogăției, a puterii, a virilității, a dorinței de a conduce, vine și cu frică de autoritate, frică de a fi în putere. Nu, pentru că nu... Da. Diavolul. Ho, ho, ho. Apropo de unii dintre voi. Cam ce-ar mai fi ceva de spus așa? Special. Deocamdată? Cam atât. Încă o dată, sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Așa să punem părțile. Cei care ați ales, dragii mei, numărul 2. Această piatră verde, culoarea fisticului. Tot timpul uit. Mai aduceți-mi aminte. Cum îi spune? Un verde frumos. E chiar seamănă cu sămânța de fistic. Și îmi place fisticul. Verdele ține de vindecare, ține de abundență. Verdele, verdele. Chakra inimii. Hai să vedem, am spus că folosesc într-un an. A, aici, ia, a venit ceva înainte să vorbesc. A apărut temperanța și magicianul. Dacă ați avut răbdare cu oamenii care v-au manipulat, răbdarea asta vă va da putere. Veți învăța să manifestați echilibru, relații echilibrate. Pare asemănător, dar cred că totuși e diferit. Aveți pe cineva la distanță care a fost mai aventuros, dar vă eliberați. Acest personaj, dacă e la distanță, vă urmărește. Și vrea, și dacă n-a fost, dacă n-a fost conexiune de ceva timp, pentru că e distanță, vă urmărește și vrea să manifeste o împăcare. Aha, vrea să manifeste o împăcare cu voi. Da. În ce scuze trebuie să închid, nu să închid, să, pardon,
să pun pauză dacă el, amicul care, ăla micul, băiețelul meu, vrea să iasă afară. Imediat revin. Gata, am revenit. Sper să nu se decaleze sunetul, că se mai întâmplă. Dacă nu, aveți înțelegere. Dacă da, dacă da. Băiețelul meu este motonelul meu care vrea afară, de fapt. Motonelul meu care vrea afară. Așadar, cineva s-ar putea să vrea să se împace cu voi. Oricum, dacă ați avut de-a face cu un personaj manipulator, vă vindecați, clar. Vă vindecați. Începe să comunicați, în plus, începe să comunicați cu îngerii, unii dintre voi. Sunteți chemați să descoperiți, să învățați tehnici alternative de vindecare. În ce și sigur, probabil că cineva vrea să vină înspre voi în ce și sigur, dar în ce și sigur crește spiritual. Nu știu, cineva are ochii verzi? Fields of Dreams. Interesant. 21 este numărul lumii. Cam aici sunteți. Ori într-o relație cu cineva, ori într-un anumit departament al vieții voastre. 21 este lumea în tarot, da? Posibil să fie distanță mare, am zis la un moment dat, de o distanță. Și din cauza distanței, totul a apărut un vis. Dar interesant că sunt și mai multe ouțe. Posibil acest personaj era mai jucăuș, se ducea din floare în floare, din... da, și floarea făcea ouă. Era jucăuș, nu știu acum cum este. Dar dacă ați avut de-a face cu un macho man, eu știu, un jucător. Nu știu dacă e de tenis sau artist. Sau alte jocuri cu mingea. Văd și jocuri cu mingea pentru unii. Dar, dacă sunteți voi, se încheie acest ciclu. Dacă sunt ei, oricum se încheie. Pentru că 21 înseamnă distanță. Înseamnă distanță, adică peste hotare, nu așa în două orașe sau dintr-un cartier în alt cartier. Distanță de cel puțin o țară. Însă, și din cauza acestei distanțe, ați visat, încă spun că... Am senzația că încă mai visați, dar se încheie. Se încheie visul și vedem ce se manifestă. E interesant coming apart. Duci cu 7-9, da, departe de casă. Nu este... Casa nouă a călătorilor, departe de casă. Cineva poate că unul dintre voi este plecat de acasă, peste hotare și din cauza asta v-ați separat. Dar știți ce simt cu această carte? Coming apart. V-ați separat trupește. Și la un moment dat v-ați separat și energetic. Însă, o persoană tot încearcă, nu știu dacă voi sau cealaltă persoană, încearcă să mențină legătura. Eu așa văd aici niște linii care asta îmi sugerează. O persoană tot încearcă să mențină stringurile activate. Probabil persoana care spionează. Și când vorbesc de spionaj, hai că se uită pe Facebook să vadă ce mai face. Da. O să amestec cărțile. Să vadă ce mai face. Dacă cumva pune vreun mesaj care să dea de înțeles că vă gândiți, că se gândesc, da, că există ceva, vreo legătură, că v-ați visat, că v-ați... Hai să vedem acum. Folosesc aceste cărți pentru trecut-prezent.
unde ați fost sau unde sunteți până în acest 21. Știți ce mai simt? Fiți atenți că sper pe 21 să fac etalarea pentru 22 a doua. Alt portal. Suntem iar între portaluri. Între... Da. În această lună avem două portaluri. 2 a doua și 22 a doua. Sper atunci să fac etalare pe 21. Probabil că atunci încheiați ceva și intrați într-adevăr într-un nou capitol. Acum ar fi o zonă de tranzit. Hai să vedem o dată. Mai o dată. Valetul de foc. Am văzut mai devreme valetul de foc. Împăratul invers. Și regina de pământ. Cineva a spus împăratul invers. Împărat. Un bărbat puternic sau o figură masculină destul de puternică, dar care n-a avut încredere în acest foc, valetul de foc. N-a știut să comunice. A comunicat interesant destul de imatur. S-a lăsat intimidat. E un personaj care s-a lăsat intimidat în fața unei femei care își cunoaște valoarea. O fie regina de pământ, așa îi spune, dar eu o văd, nu știu, parcă e îmbrăcată în aur. O femeie care s-a construit singură și care își cunoaște principiul valoarea. Dar, ci-și de aer. Tocmai pentru că se iubește și se cunoaște, nu se lasă influențată. Cinci de aer. Nu se lasă influențată de cuvinte mici. De cuvinte, aud. De cuvinte mici. Posibil acest personaj, posibil stea, în ce sens stea? Da, la distanță cu lumea și cu stea, la distanță. Dar poate persoană publică, pentru unii dintre voi, că nu întâmplător apare împăratul, puternic într-un anumit fel, bărbat, femeie, ce-o fi. Această persoană nu a spus. Regele de aer are capacitatea de a vorbi, da? Are talentul de a vorbi. Nu a spus. A ascuns, vedeți, are o mască. A ascuns faptul că iubește. Dacă o fi vorbit, o fi vorbit foarte imatur despre dragoste. Și atunci, ați avut de ales între această incapacitate de a exprima dragostea și să vă concentrați pe voi. Cu alte cuvinte, nu v-ați lăsat influențate sau influențați de... Sper! De vorbe mici. Și v-ați concentrat pe stabilitatea voastră. Însă, hai să mai vedem. Asta e chestiune de trecut-prezent. Mai dăm o carte. Te-au venit două... 5 de foc și 8 de pământ. 5 de foc. Da. Au venit împreună. V-ați luptat pentru stabilitatea voastră. 8 de pământ înseamnă muncă. Posibil la locul de muncă aveți concurență și aveți ceva de clădit. Văd, iar am vorbit de artist, văd vioara. Poate cineva practică muzica. Însă. Da. E o nemulțumire, e o întristare din acest motiv. Posibil unul cel puțin visează mai mult decât celălalt. Celălalt s-a mai maturizat, s-a redresat, să zic, dintr-un punct de vedere mai repede. Dar am spus mai devreme, e aici un semnal, chiar dacă sunteți separați, și energetic, pentru că unul are nevoie de anumite realizări, celălalt poate le are deja. Unul tot trage să se conecteze la celălalt. Patru de aer. Să zic, v-ați vindecat de dor. V-ați vindecat de dor. A fost o separare bruscă. Probabil că și întâlnirea a fost bruscă cu cavalerul de foc.
mesagerul de foc și întâlnirea a fost bruscă și momentul în care v-ați îndrăgostit voi ei a fost brusc, însă. Cum să pun cărțile? Cum să le pun? Ca să le văd. Încheiați acest ciclu. Am vorbit de o comunicare matură 2 și cum înseamnă 3. 2 înseamnă alegeri. Cineva n-a știut. Posibil acest personaj masculin, că e împărat totuși, energie masculină, dar într-o energie distorsionată. Interesant. Într-o energie distorsionată. Care... Da, pare, poate să impresioneze, dar în sinea sa să nu aibă încredere. Din niște motive. Ia uite, și apare împărăteasa care trezește. Dar a apărut și 6 de monede. O situație dezechilibrată. Ia uite, 2 de cupe. Împăratul și împărăteasa. Dar cealaltă persoană, împăratul, probabil că era... Era, este încă, eventual, să sperăm că iese cât mai repede, ori într-un contract, ori într-o situație în care nu se putea concentra, sau nu putea oferi stabilitate, nu se putea concentra pe ceea ce ar fi trebuit să fie acest împărat. Pe protecție, pe asumare, pe implicare, pe... noblețe. Ia uite, 5 de bâte, iar apare 5 de foc. Ia uite. Conflicte, gelozie, dezamăgiri, neînțelegeri la nivel de comunicare. Neînțelegeri. Hai să vedem totuși care este energia pe care ar trebui să o adoptați în această perioadă, unii dintre voi. De tranzit și eventual de trecere. Sau mai bine zis, nu de trecere, n-am exprimat calme. Ia uite, măi, 21. Protecție. Nu se poate așa ceva. Protejați-vă. Și iar apare elementul leu, dar energie feminină, 2 și cu 1, 3. 2 și cu 1, 3, apropo de feminin, de ouă. Dar, bărbatul acesta se ducea din floare în floare, din femeie în femeie, pardon, ia uitați-l. Energie masculină. Eu zic bărbat, că energie masculină, dar poate să fie și invers. Neînfricat, neînfricat, dar e mai degrabă o atitudine geloasă, nu e o neînfricare care vine din lumină, din încredere în sine, de-aia acest personaj se agață de voi, bănuiesc, nu știu, sau voi vă agățați de ei, poate să fie și invers. 7, faietonul, situația la distanță. Acest personaj vrea să vină să se împace. Cine are energie toxică vrea să vină să se împace cu voi. Ce lasă în urmă, frumos ar fi să lase în urmă ce? Scopul scuză mijloacele. Atitudinea aceasta, ia uite, am zis masculin distorsionată sau feminin distorsionată. Băieții de gașcă, de cartier sau șmecherașii sau ce mai canalizez acum, n-am nimic cu muzica rap, dar știți bine că muzica rap stimulează la o anumită atitudine față, misogină față de femei. Sunt puține melodii rap care într-adevăr au respect față de femei. Asta vă rog frumos să fiți de acord. Dacă în rock mai întâlnim, că eu am fost rockăriță, în rap mai rar. Scopul scuza mijloacele. Interesant ce simt, cu 5 de bâte, dacă până acum a fost conflict, a fost gelozie și 5 reapare, și am văzut mai devreme 5 de bâte și 3 de spade, aș vrea să cred că 8 de bâte reprezintă, că am zis, situația prezent, trecut, prezent. Ar fi energia prezentului care, numai prin muncă, poate să se manifeste împăcarea sau echilibrul pe care l-am văzut, manifestare, da? Magicianul și temperanța, care tot la 5 se reduce, 14 la 5 se reduce, da? O figură foarte tradițională, eventual. În sens negativ. Hai, o dată. De două ori. De trei ori. Cu alte cuvinte, energie feminină, orice ai fi bărbat, femeie, conectează-te
la capacitățile tale magice și ceea ce pare un vis pentru unii să devină realitate, dar alege visele acelea frumoase, pline de lumină. Marea preoteasă, tot îmi confirmă că ceva se întâmplă la 21, Marea preoteasă, magicianul din tine, de fapt, cred că sunteți doi. Una este mare preoteasă, celălalt este magician, că l-am văzut încă de la început. Și posibil că împreună puteți colabora, puteți crea ceva. Trei înseamnă creație, împărăteasă, am văzut-o. Dar numai când împăratul acesta, energia masculină, se vindecă de tendințele sale. Masculină distorsionată, să specificăm. Apare faetonul. Iar, 77. Aș spune cu 6 și 7, cu o dorință de împăcare. O dorință de împăcare pe care nu o lasă în urmă. La care a ajuns. Și trebuie să vă o transmită. Ia uite, cavalerul de băte reapare, valetul de băte reapare, magicianul reapare. Mai. Personaj spectaculos, care atrage ochii multora, bărbați, femei, nu contează. Și bărbat dacă ar fi, și bărbații îl admiră pentru că arată bine, e plin de curaj, dar un curaj destul de imatur. Oricum comunică, am zis, vedeți, împăratul merge în jos. Spre ce? Spre un cavaler. Cu alte cuvinte, nu se comportă conform potențialului. Da, jucător. Deci o fi. Poate dacă nu e jucător, poate e un personaj care face spectacol cu valetul de bâte și cavalerul de bâte și magician. Posibil să fie și un personaj care face spectacol, că am văzut steaua. Da, de dragul de a atrage lumina, de a atrage, eu știu, reflectoarele și... Da, atrage. Acest personaj vrea să vă impresioneze. Eu asta simt. Ia uite, iar apare luna. Nu se poate. Nouă de cupe, e o stare de visare după ce... După separare. Unul se echilibrează, crește. Ia uite. 10 de cupe, temperanța. Unul își manifestă fericirea în răbdare, în creștere spirituală, în conexiune cu entități înalte, de vibrație înaltă. Celălalt visează, poate chiar și bea. Mai mult. Însă, să zicem că e un nou capitol care se încheie, 21. Mai important 21 pentru voi. 21. Și unul tot apare. Hai să clarificăm. Deci asta ar fi cam starea de prezent. Trecut, deci trecut prezent, iar prezent spre viitor. Pentru că nu pot să limitez mesajul. Ele se întrepătrund, bănuiesc că vă dați seama, da? E o stare de neînfricare, într-adevăr. Fierceness. Acum am greșit. Fierceness. Neînfricare, ok. Dar mie mi se pare mai gelos, cam gelos. Ia, vedeți tot așa cu buta. Ridicat. Yes! Ce sexy sunt eu și ce puternic sunt. Stai. Mai vedem. Că te pot cuceri? Să vedem cum. Asta spune Leoaica, care e protejată de asemenea vibrații. Însă, manifestați noblețe. E aici, e o energie feminină, iar e Leoaica, mă. Energie feminină înaltă care știe multe. Hai să clarificăm cavalerul de bâte. Ce personaj vrea să... Sper că nu sunteți voi. Dar dacă vreți să impresionați o asemenea figură feminină, nu știu dacă o să vă iasă. Dacă voi sunteți aici și vreți să impresionați, să cuceriți și să aveți ceva, un moment sexy, fizic, da, plăcut împreună, nu cred doar așa, căci că hai să manifest împăcare. Păi ori manifest, ori nu manifest împăcare. Ori e echilibru, ori nu e echilibru, pentru că aici nu pare nimic echilibrat. E un exces. Dorință sexuală în exces. Și de a impresiona.
cu acest personaj n-aveți cum, dacă sunteți cei care vreți să faceți așa ceva. Hai, o dată. Iată, eremitul a fost tăcere, dar a venit invers. Dacă a fost tăcere, se va ieși din tăcere, însă... De două ori, de trei ori și tăiem. Nu știu ce a înțeles. Personajul distorsionat în această tăcere. Nu știu ce a înțeles, pentru că... Cine e acolo, leoaică, în putere? Nu. Regina de cupe. În viitor. 9 de spade. Și moarte. Da, o să fie un refuz. Am tras încă o carte după aceasta. Deci, cine e în vibrație de regină? Ia uitați, aici este o regină. Că e de apă, că e de foc, că e de aer, că e de pământ. Am văzut și pământ și foc, regină de pământ, da? O să aveți compasiune cu regina de cupe, clarificând acest cavaler de bătut, o să aveți compasiune, da, am înțeles. Nu e normal să te simți atras de mine, pentru că eu vibrez altfel. În înțelegere, în compasiune, da? Am încercat să te salvez, interesant, asta simt când văd că pune mâna pe pește. Am încercat să te salvez într-o anumită formă. Dar dacă rămâi așa cum ești, ia înfruntă tu, transformă-te și înfruntă-ți demonii. Eu am încercat să-ți ofer apă, să-ți ofer emoții, sentimente. N-ai vrut? Iată, dragonul de foc, dragonul. Băta de foc. Înfruntă-ți și fricile și hipersexualitatea neînțeleasă, distorsionată. A? Imaturitatea sexuală și în comunicare imaturitate. Vrea să pară mai curajos decât este. În spate este plin de frici acest personaj. Și veți spune capăt și veți refuza. Cine este în vibrație înaltă și știe despre Egipt, simbolul, despre spiritualitate, va refuza această. Până nu vii și spui adevărul, n-am cum să accept această bâtă. N-am cum să accept, da? Decât, iau-te, leul. Leul care nu își folosește ego-ul, ci care își temperează, ce frumos, puterea. Altfel suntem doi oameni puternici. Dar tu încă cu alte cuvinte, mai, cu valetul, mai ai ceva de învățat, Tesi. Mai ai ceva de învățat. Ia uite, iar apare 7 de bâte. Care de obicei creează granițe personale? Nu. Ia luptă-te un pic. Ia mai luptă-te un pic, dacă vrei să fim împreună. Mai luptă-te un pic. Dacă regreți că ai stat cu prietenii, cu mai lăsat în urmă sau că ai stat cu alte amoruri, ia mai luptă-te un pic, dacă vrei să fim împreună. Dacă vrei, e o distanță, într-adevăr. Dacă vrei să fim împreună, eu asta tot repet, nu știu de ce repet, probabil că trebuie să o repet. Dacă vrei să fim împreună, ia mai luptă-te un pic, nu veni așa. Da, ok, ai curaj, ok. Curajul cui? Imaturului. Că sunt mulți oameni care au curaj. Ideea este, nu să n-ai curaj. Nu să, ce vreau să zic? Nu să n-ai frici, ci să îți înfrunți fricile cu demnitate. Pentru că în momentul în care tu zici că n-ai frici, deja ești imatur. Înseamnă că nu știi ce se întâmplă în alte dimensiuni și ce se întâmplă în jurul tău noaptea, când dormi. E extraordinar. I love you, dar a venit invers, vedeți? Acest personaj nu știe să comunice, ar vrea să comunice, dar nu știe să comunice. Regina de cupe, da, ok, eu te iubesc necondiționat. Dar tu ce faci? E carte invers. Un personaj care își reține... Își reține cuvintele, iubirea. Primul rând nu știe ce e aia. Și dacă simte, nu știe, dacă nu știe ce e aia, nici nu poate să-i explice.
nici nu poate să exprime. Să opri la back to what you love. Da, ar vrea. Adică, ar vrea să exprime, dar rămâne de văzut dacă va exprime acest personaj. Oricum, regina de cupe și lionesa, zici o lionesa, mă mai alin și eu, da? Această energie feminină înaltă are dragoste necondiționată. Adică e plină de compasiune față de atitudinea aceasta. Păi te înțeleg, asta e. Mai învață, mai luptă, te mai evoluează, o lecuță așa. Deocamdată trăiești într-un câmp de vise. Cu alte cuvinte, să te culci cu mine? Who are you? Și repet, aici este o femeie, energie feminină înaltă. Dacă voi sunteți aici, știți bine că asta veți spune. Dacă nu sunteți voi aici și sunteți la magicieni și cavaleri de băte, zic, mai lucrați un pic. Mai lucrați un pic. Da, puteți să puneți fundația. Dacă învățați ce a să înduri în dragoste, dacă învățați să fiți autentici, eventual, dacă nu sunteți voi, ei trebuie să învețe ceea ce a. Să mai deschidă o Biblie la 1 Corinteni cu 13, să citească. Dragostea este îndelung răbdătoare, da? Și așa mai departe. Nu se lasă impresionată de cupe, de îngerași, de ouțe colorate, de, da? Nu bate câmpii Field of Dreams, da? Fie autentică. Ascultă, deci citiți. Eventual trimiteți și pe ei să citească. Și aveți credință. Că ceea ce spuneți, 12, 12 și cu 1, 21 și 12, da? Înseamnă 3 comunicare. Ceea ce spuneți se va manifesta. Aveți credință că îi veți scoate din șabloane. Șabloanele relaționale sunt relațiile karmice pentru mine. Îi veți scoate? Iau te spiritual connection. Cu credință. Dar asta nu înseamnă musai să stați cu ei. Dacă sunteți ființe, deschid la dragostea adevărată. Da. Alegeți-vă dragostea adevărată. Dacă îi iubiți, vedeți-vă de drumul vostru și eventual mai vrei niște exerciții? Știți cum e? Cine mai făcea pregătire pe vremuri pentru olimpiadă? Știți? Pentru că această... Aici este olimpiada. Pentru această persoană trebuie să câștigi o olimpiadă. Energie feminină înaltă, pardon. Care se cunoaște, care își cunoaște valoarea. Mi-aduc aminte când făceam pregătire la matematică pentru olimpiadă, din Gazeta Matematică, din Petrică. Da, uite, am făcut artele, dar am făcut și așa ceva în generală. Am ajuns la... până pe județ. Mai departe, de atât n-am ajuns. Dar făceam mai mult decât majoritatea din clasa mea. Da. A fost interesant. Foarte interesant. Sper că... Și mai trebuiau niște sfaturi. Stați un pic, nu plecați. Sfaturi. Wow. A și venit iute. Eliberați-vă de blocaje. Dacă acest personaj vă blochează și țineți-vă mintea clară. Dacă acest personaj... Am zis că cineva trage, vă mai arăt încă o dată. Un personaj. Tot trage. Vezi? Sunt două fire. Dar ambele merg de aici către acest personaj. Acest personaj nu are stringuri. Doar ei au. Tot încearcă să se agațe. Vedeți? Ca să nu credeți că... inventez eu. Trebuie să înveți acest personaj să manifeste stabilitate, înțelepciune. Păi, nu. Da, împăratul și împărăteasa, dar hai, pardon, că ce paliere diferite. Nu? Cam atât. Acum chiar că trec la următoarea etalare. Cei care ați ales numărul 3. Această piatră roșie, jadul roșu. Probabil că sunteți firi pasionale. Dar ce apăruse? Hai să vedem. 8 de cupe.
Eliberarea cuiva, a voastră sau a persoanei la care vă gândiți, nu știu exact, vom vedea. Eliberarea cuiva, de ce? De cupele goale. Cineva și-a dat seama, măi, lângă cine stau? Cu tare. Tu minți, tu nu știi ce faci, tu nu știi aia, tu nu am oferit aia. Dar nu e vorba de a oferi din egoism, da? Lăsați multe persoane în urmă. Sau cineva va părăsi, vedem. Ia. Doi de bâte. Ori o persoană a părăsit cealaltă persoană din cauza imaturității sale. Tot avem roșu, am început cu roșu, apare roșu. Din cauza imaturității sale. N-a știut ce să facă cealaltă persoană cu focul pe care îl are. A preferat să piardă timpul cu prietenii, poate și bani, poate în situații conflictuale a pierdut timpul. Iar prietenii în exces, nopți pierdute, pasivitate dintr-un anumit punct de vedere, nu muse sexual, pasivitate poate neimplicare în casă sau în relații. Iar imaturitate, valută de monede, imaturitate. Și atunci un personaj care a fost în energia sa, într-o energie puternică, roșu, înseamnă activitate, dinamic, a zis, ce pot să fac? Decât să plec, vedeți? Decât să stau aici fixat în, sau fixată în această, doi, e o relație, da? Sunt doi oameni. Stai tu, aici, până te dezlege treaba ta, eu îmi văd de drumul meu. Poate sunteți voi, poate este altă persoană din viața voastră care știți că v-a lăsat din aceste considerente. Regele de monede, dezamăgiri. Personaj care are bani, dar care văd că își consumă energia, poate chiar și banii. Oameni care nu merită. Regele de monede, Taur, Fecioară, Capricorn. Cu aspecte. Situații cu aspecte. Ia uite, patru de cupe, iau, refuzați. Hai. Sau poate ați fost refuzați, nu știu. Am senzația că unul a încercat să ofere dragostea și celălalt n-a avut timp de dragoste. Că am de mers cu prietenii, am alte probleme, am discuții acasă, am o relație care mă ține pe loc, n-am nevoie de dragoste. De ce aș avea dragoste? De ce aș avea nevoie de dragoste? Așa a gândit o persoană. Hai să vedem, dragii mei, cei care ați ales. Cei care ați ales numărul 3. Vreau să aprind o lumânare. Aveți un pic de răbdărică, da? Sper. Sper să aveți răbdărică, da? Simt nevoia să schimb bețișorul acesta. Cât o merge, o merge. Așa. Și ceva răbdărică. Ce am zis că facem? Hai să vedem unde sunteți în această perioadă. Numărul 3. Cei care ați ales piatra roșie. Roșu înseamnă pasiune, dar este și prima ceartă care are nevoie de stabilitate. Dacă ați avut de-a face cu un personaj care a fost cam instabil, cu siguranță vă căutați, chiar dacă e la capătul lumii, stabilitatea. Dar nu la modul fixist. E o stabilitate în mișcare, în dezvoltare. Sau care vă permite dezvoltarea pe alte paliere. Eventual, dacă știți că ați avut o viață imatură, unii dintre voi, lăsați în urmă această viață cu 8 de cupe. Dar prin puterea exemplului a cuiva. Puterea exemplului. Să vedem unde sunteți.
numărul 3. Nu uitați că mai e un portal, 22 a doua. Suntem în această lună printr-un tranzit, cam cum a fost în perioada în zodia Scorpionului, între eclipse, interesant. Ia uite, oh, ce frumos! Am zis o perioadă de tranzit, am vorbit de două portaluri și apare număr simetric, 22 a doua și aici apare 33. Poate la portalul 3 a treia, dar nu neapărat, poate și la 22 a doua începeți să manifestați această eliberare. O mare, mare bucurie. Mare bucurie. Eliberare, de interesant, 2 și cu 4, 6. Wow! 3 și cu 3, tot 6. Vai! Și aici avem pământ. Am văzut regele de pământ. Taur, fecioară, capricorn. Unii dintre voi aveți o forță excepțională și iar a apărut elementul elefant. Elementul, simbolul, figura, elefant. Pe care, despre care am citit acum, exact înainte să începe talarea. Elefantul reprezintă stabilitate, să știți. Nu forță fizică, stabilitate. Noi, occidentalii, îl concepem ca fiind o forță fizică. Dar la el acasă, elefantul reprezintă stabilitate, loialitate. Și știți ce? Deci, efectiv, m-a cutremurat, apropo de dragoste. Dar ia chiar că vă și citesc. Ia să vă citesc. Unde-i cartea? Dați-mi voie să... Da, să vă citesc. Vedeți că e deschis la elefant? Vedeți? Nu se poate așa ceva. Deci eu am primit ghidat să citesc la pagina 13, aseară. Tot așa printr-o etalare la cineva. Deci pagina 13, moarte și renaștere. În fine, elefant. Zic, păi, cărțile care le-am, am mai multe cărți, le-am luat pe toate la rând. Dar asta m-a cutremurat. Ia uite așa ce zice. La elefant. Apropo de dragoste. Versus dragoste adevărată. 33, da? În care vă regăsiți, vă oglindiți și puteți să creșteți, să colaborați împreună. Amândoi transformați. Și dragoste, nu e falsă dragoste în care stați și vă... Știți că atunci când ești în noroi, te poți cufunda în noroi, când nu mai poți să mai pășești pe pământ? Chiar am văzut un video, nici n-am vrut să mă uit la acel videoclip cu elefanți. În fine, dar au fost salvați. Așadar, unii dintre voi a stat în relații karmice cu oameni care v-au ținut pe loc. Și nu doar că v-au ținut, v-au mânjit, măi, v-au mânjit. Dar simt că această pasăre, element mare, mic, mare, mic, da, aici este pasăre, aici este frutre, a fost o comunicare cu cineva, pentru că apare trei sub forma comunicării, care vă ajută să vă reconstruiți. Și trei înseamnă și mișcare, să vă redirecționați într-un anumit fel. Și am văzut eliberare, doi de bâte, planuri. Dacă nu sunteți voi lăsați în urmă de cineva, altcineva, nu știu cum să zic, sunteți voi pregătiți să începeți o nouă viață. Nu apare 21, dar pregătiți să experimentați dragostea la cele mai înalte culmi și nu la modul excesiv, toxic, ci autentic. Haideți să vă citesc și am zis. Deci ce m-a cutremurat apropo de stabilitate, alte chestiuni. Loialitate. Fertilitate. Lumină. Însă, ce zice? Haideți să vă citesc tot acest capitol. Dați-mi voie. Spune așa. Când strălucește luna nouă, elefanții, așa cum am auzit, mânați de nu știu ce inteligență naturală, fiți atenți intuiția, și mânați, influențați la modul pozitiv de ceva special, de niște vestitori, pasăre, fluture, da, semnale, sau poate oameni care vă vorbesc puțin, dar vă atenționează, vezi, come back home, întoarce-te acasă. Stați un pic. Nu știu ce inteligență naturală și misterioasă, gen Marea Preoteasă, poartă niște rămurele smulse de curând din pădurile în care au păscut, le ridică și, înălțându-și ochii spre cer, scutură ușor aceste crengi de parcă ar adresa o rugăciune zeiței ca să-și atragă bunăvoința și oblăduirea ei. Nu știu, se pare că aceste lucruri le spunea Plinius în cine știe ce cărți vechi.
în care descria, să zic, viața elefanților. În plus, ce m-a impresionat, un atribut al elefantului, al castității. Al castității, fiți atenți. Dacă este adevărat că, așa cum afirma Aristotel, atunci când o femelă însărcinată, scuzați-mă, atunci când o femelă este însărcinată, vreme de 2 ani, masculul nu se apropie și nu se împreunează cu nicio alta. Nu știu, dacă sunteți bărbați, probabil că ați descoperit, vezi, o dragoste care vă face fideli. Sau vreți să mergeți înspre o dragoste care vă oferă echilibru, fidelitate și, cum să zic, nu doar persoana respectivă să vă fie fidelă, să simțiți înăuntru vostru că n-aveți de ce să mai căutați în altă parte. Că v-ați găsit fericirea acolo. Masculul nu se apropie și nu se împreunează cu nicio alta. Mai mult, elefantul ar fi cel care răzbună adulterul. Bine, și gelos, da? Ok, să zicem. Dar nu cred că e cazul, momentul în care dai de 33 de dragoste, nu mai e cazul. Probabil că a exprimat adulterul în acele relații karmice. Da? Ia uite, 10. 40, pardon. Urmează liderul. Interesant, urmează liderul. Și aici aveți o pasă, aici un flutre. Urmați niște informații pe care cineva ți le e un personaj. Sunt informații mici. Nu dacă personajul e mic, dar informațiile sunt mici. Dar potențialul e în voi. Voi sunteți marca și potențial. Aură foarte puternică. Foarte puternică cu elefantul. Știți, Ganesha, am mai zis-o în celălalt set de cărți al animalelor, Ganesha reprezintă puterea străbunilor care vin din urmă și vă împing înainte spre misiunea voastră. E un semn de royalitate pentru că nu oricine încăreca elefanții pe vremuri, numai figurile royale și în mod special Shiva, pentru cei care, bine, mai vreți să mai studiați simbolistică. Hai să vedem situația din trecut și de acum. Trecut, prezent și rămâne prezent viitor, da? Asul de foc. În timp ce vorbesc, apare asul. O pasiune. Un proiect. Ceva care vă scoate din umbră. Vă arată lumina, de fapt. De asta, ia uite, ați fost copleșiți de tentații. Tentație. 15. Tentația banilor, a conflictelor. A bani, am zis banilor, da? Apare 8 de monede, iară. Sau a stat în relații conflictuale toxice. Tentație, frici, diavol, 5 de foc, a stat. Deși aveți o capacitate de a iubi foarte, foarte mare, regele de cupe. Și a apărut această pasiune, da? Cum apare dragostea dacă nu sub forma unei pasiuni? Doar să nu fie confundată cu o scânteie trecătoare, doar să nu fie confundată, stați că n-am, să nu fie confundată doar cu atracție sexuală, pentru că am văzut iar roșu ața, roșu iar, vedeți? Steaua! Am zis că ați fost ghidați de un personaj care își arată sufletul, își pune sufletul așa, la vedere. Vedeți cum zic eu, soare în suflet, soare în suflet, bărbat, femeie, aici e femeie, aici e bărbat, ori bărbat cu energie feminină înaltă, ori femeie care își folosește focul, apropo de pasiune, masculinitatea, într-un scop înalt. Steaua. Cineva v-a arătat. Ia uite. Regina de monede. Și asul de cupe, măi, am văzut asul de bâte și asul de cupe. Pasiune, dar care duce către descoperirea iubirii. Atracție fizică, dar prin care descoperiți. Că perla se transformă, descoperiți. Apropo, scoica element feminin, asul de bâte este element masculin, da? Fertilitate, da? Descoperiți că puteți să iubiți. Imediat. Prezent trecut. Hai să vedem. Hop. Regina de cupe și regina de mai. Toate energie feminină.
Energia, ai, ce frumos. Poate că sunteți. Unii dintre voi între un semn de, aveți aici apă, pământ și aer, de fapt, vărsător. Vărsător, fecioară, taur, capricorn, pești, rac, scorpion. Așa că vă place vouă, dar trecem mai departe de acest nivel, că este nivel de începător, da? Sugar baby. Cineva vă arată calea către vindecare. De fapt, vă arată cum să ieșiți. Cum să ieșiți în acest nămol și să mergeți în lumină. Și acolo lumina atrage perechea. Acolo în dragoste, acolo sus, în nori. Nu cu capul nori, sau poate cu un pic cu capul nori. Și vă mai întoarceți pe pământ, gata, pregătiți să construiți. O persoană foarte sensibilă, empatică, regina de cupe, care citește gândurile, simte stările oamenilor, dar și foarte stabilă. Și care își construiește stabilitatea, și-a construit singură stabilitatea. Am văzut regele de monede mai devreme la voi, nu? Care pierdea timpul, resursele cu lucruri nesemnificative. Apare regina de monede, care vă arată calea. Prin compasiune, da? Poți să fii stabil, poți să ai bogăție, dar asta nu înseamnă să-ți pierzi resursele, ci să le folosești în scopuri înalte. Să le folosești cu o pereche care, cu care rezonezi. Dar ca să rezonezi, trebuie să ieși din acest noroi. Cineva vă arată calea, măi. Sau voi ați arătat calea lor. 6 de cupe, suflet de pereche. 4 de foc, suflet de pereche. Regina de aer, da? Comunicare clară, limpede. Am vorbit de comunicare încă de la început. Iar 8 de foc, comunicare. Despre cum să te stabilizezi. Dincolo de visurile, opțiunile, iluziile pe care ți le oferă alții. Hai să vedem energia pe care ar trebui să o aveți. Nu să mai prind bețișorul. Te rog, un pic de răbdare, mai un pic de răbdare. Mi-a zis, unul și-a pierdut pasiunea, trebuie tot timpul reaprins. Eu am chibriturile. Veniți la mine. Veniți la mine. Energia pe care a trebuit să o aveți în această perioadă și după, eventual, ca să mergeți înspre Pix of Joy, mare, mare bucurie. Interesant, taurul. Dar ce înseamnă aici taurul? Înseamnă sacrificiu. Am vorbit de regele de monede. Taur, fecioară, capricorn. Concentrat prea mult pe această comunitate. Dar, dragii mei, această comunitate, că sunteți voi, că e persoana cu care aveți de-a face, dacă este persoana cu care aveți de-a face, știți bine că se va trezi mai devreme sau mai târziu, mai devreme sau mai târziu la acest magician. Capacitățile de a manifesta trezire, dragoste, se vor trezi. Le-ați arătat calea. Stați liniștiți că se vor trezi dacă voi sunteți aici steaua și persoana care ghidează. Dacă nu sunteți voi și știți că ați avut de-a face cu un personaj care va arăta calea către vindecare, stabilizare, către dragoste, ce trebuie să faceți? Să renunțați la această comunitate care să dărâmă. Plecați, e un soi de turn, dar sunt multe turnuri, multe trăsnete. Plecați cât mai e timp. E o falsă stabilitate acolo. Stabilitatea, uite, unde o găsiți? Aici în voi. Aici în voi. În puterea pe care trebuie să o descoperiți. Dar trebuie făcut un sacrificiu. Trebuie făcut un sacrificiu. Ia uite, fiți autentici, steaua vă arată. Steaua vă arată, am zis. Vă arată ce înseamnă să vă înfruntați demonii. Poate că unul dintre voi, nu știu, are totemul ulului, altul are totemul lupului sau al câinelui. În fine, lupul, prefer lupul. Observați, uite, iar ghidaj, femeia care ghidează, personajul care ghidează. Acest personaj vă arată ce înseamnă autenticitatea. A renunțat, a trecut, ca să ajungă la 17, care înseamnă 8, de fapt, s-a transformat, a trecut de 4 de mult. De mult a trecut de 4.
personajul care vă arată calea. Eu cred că e un personaj pentru care au apărut energii feminine. Două regine și o stea, personaj care lucrează în public. Păi. Etalare pentru portalul 2-a 2-a. Mi-ar plăcea să vă întâlniți chiar mâine, să fiți fericiți, ar fi frumos. Ia uite, era ce trebuie să-l anunțați. E o pasiune în care s-au băgat alții cu intervenții, au intervenit cu bârfe, conflicte, au creat conflicte în mintea voastră, bârfe, argumente, certuri. În această pasiune și-am văzut astfel de bute. Pasiunea aceasta trebuia să lumineze, dar unul s-a lăsat influențat de... Ia uite, ia regina de cupe, de oameni de proastă calitate. Un nou capitol se poate manifesta. Se poate manifesta iertare, se poate manifesta eliberarea de cupele goale. Cupele goale, unde se duc alea vărsate, ce creează cupele vărsate, se duc în pământ și ce creează noroi. Aici este eliberarea, vedeți ce frumos? Eliberarea de acele cupe. Da, mergeți un pic în noroi, dar sunteți puternici. Sper să reușiți să... Ia uite, 7 de monede. Aveți un pic de răbdare. Aveți răbdare, nu mai știu ce... Fecioară, e o planetă care, probabil, Marte, Fecioară. Aveți răbdare, ambele reprezintă răbdare. Unul comunică cu îngerii, celălalt încă trebuie să mai muncească. Și la creșterea sa, și la relații. Hai, o dată. De doi. De trei. Dar vrea să iasă un mesaj. 0 și 6. Riscați, ieșiți din noroi, ieșiți. Și mergeți înspre dragoste, înspre oamenii care vă animă și care vă echilibrează. Nu, dar ia uite, 6 de bâte, chiar mergeți. Împărăteasa vă susține vibrațional, iar comunicare prin această împărăteasă. Dacă e distanță între voi și persoana pe care iubiți sau persoana care vă luminează viața, mergeți. Move your ass. Hai. Regele de bâte. Pasiune. Aveți roșu, aveți multă pasiune, cavalerul de cupe. Steaua și regele de cupe. Regele și am tras un pic, așa, în plus am tras o cărțulie. Normal trebuia să fie 3. Deci, asta e. Comunicarea cu cineva, o comunicare empatică, care vă arată calea. Măi, tu de fapt trebuie să mergi înspre stea, înspre misiunea ta, nu spre acest roșu, pasiunea asta care te distorsionează, care îți distrage atenția. Regele de putere, regele de monede. Aveți multă pasiune, ce nimeni. Atracție fizică între voi și cineva. Acum, cavalerul totuși energie masculină, reprezintă mișcarea. Posibil că energia masculină trebuie să vină. Poate să-și ceară scuze că s-a pierdut în tentații, că am văzut mai devreme tentația. Sau să spună că vrea să devină ce? Rege de cupe. Regele de monede a fost inițial, acum apare rege de bâte, s-a aprins scânteia. Cineva v-a scos din noroi. V-a aprins focul, să zic. Așa cum am aprins și eu pe aici lumânări, bețișoare, da? V-a aprins focul. Dorința de a face altceva în viață. Și de la această dorință și atracție se merge mai departe. Exact la ce am zis mai devreme. La loialitate. Măi, nu am nevoie de niciun femeie, nu am nevoie de niciun bărbat, atât timp cât sunt cu persoana care mă face fericită. Și stea înseamnă și persoana predestinată. Și interesant, aici sunt două energii feminine și aici sunt două energii masculine. Și văzusem și regina... Regele de monede. La capătul setului de cărți, regrete. Regretați. Că ați scăpat ceva în această relație cu preîmpărăteasa, cu figura care v-a sus. Ia uite, regina de bute. Era sigură. Mai, nu se poate. Ba, se poate. Aveți potențial. Sunteți
Vă regăsiți în multe. Interesant, de 3 ore regine, de 3 ore reci, 3 și 3. Păi. Față de acest personaj a simțit pasiune mare, nebună, magnetism, de necontrolat. Și ei la fel, se putea crea, dar cu răbdare, cu determinare. Da? Și se mai poate. Și totuși a fost o separare bruscă. Trăsnetele, iau-te, trăsnetele, apropo de turn, am vorbit de turnuri. Poate că ei au plecat și trebuie să învățați să plecați și voi. Către ce au plecat? Către transformare, către putere, către conștientizare, către vindecare, către independență. Da, și lor le pare rău. Dar dacă voi îi ajungeți din urmă, se vor bucura. Vă veți bucura împreună, că-i 3 și 3. Este o oglindire. Dacă voi ați plecat și ați lăsat, mai devreme sau mai târziu, cine are de făcut această, de ieșit din noroi, se va trezi. Ia uite, unde am deschis la diavol? Uite unde am deschis la diavol. Diavol în sensul de toxicități, de relații karmice, de frici, de obsesii, de lucruri nesănătoase. Hai să curățăm cărțile, să clarificăm. Deci acum este prezentul. Ar fi că, eventual, energia masculină care a stat, totuși elefantul, energie masculină, da? Care a stat în noroi, dintr-un punct de vedere, își va schimba direcția, vedeți? Își schimbă direcția. Cu toată pasiunea și cu emoțiile în față. Își schimbă și se transformă. 8, 7 și 1 înseamnă 8, se transformă într-o persoană loială, sensibilă, empatică. Pentru că are această natură, doar că... care e cuvântul care îmi vine acum în minte? A asfixiat această dragoste în energii nesănătoase. Ia uite. Lasă în urmă acea obsesie pentru bani și merge faitul către stea. Hai să clarificăm regele de bâte. Cavalerul de cupe, steaua. Hai, o dată, de două ori, de trei ori. Aveți de făcut o alegere de despade și de blocat, ce nu este sănătos, evident. Trei de monede. Aveți dorința și creativitatea de a construi. Ia uite, magicianul, ce frumos! Puteți să manifestați această împăcare, puteți să manifestați. Dacă vreți, dacă aveți credință, steaua apare de două ori, trebuie să aveți credință. Dacă vă doriți. E extraordinar. Patru regi. De fapt, nu. Trei. Dar revine regele de monede altfel, sub altă formă. Vindecat. Și de curând am canalizat, nu mai știu la ce etalare, acest rege de monede care deja începe să doneze. Apropo de taur. Nu mai sacrifică. Dar nu știu la ce etalare a fost. Vorbit de regele de monede, apare taurul iar. Probabil cineva are marcaj în taur. Sub influența vindecătoare acestei energii feminine, acest personaj se reconstruiește. Își folosește pasiunea într-un mod creativ. Trei de monede, regele de bâte. Devine autonom și dacă până acum a avut bani și a folosit într-un mod... nesănătos, să zic, începe să investească în sănătate, în spiritualitate și nu mai sacrifică. Nu-i mai sacrifică pe alții. Am senzația că până acum acest rege de monede ori s-a lăsat sacrificat și a făcut bani pentru plăcerea familiei sau a partenerilor karmici. Da. Și s-a lăsat sacrificat pentru că nu și-a descoperit întregul potențial, magicianul, manifestorul din el. Ori nu-i mai sacrifică pe alții și învață să doneze. Învață să doneze. Iar mi-aduc aminte de Spania, în acolo, de jocul acela în care se sacrifică taurii. Da, uite, alții te-au rănit, ia ca eu nu te mai rănesc, îți dau, uite, ia aici un bănuț, du-te și ia-ți, să zic, ceva care te vindecă. Regele de cupe. Ia uite, asul de monede a fost clarificat, da?
Și a apărut al patrulea rege, nu-mi vine să cred. Deci acest bărbat vrea să devină împărat. Forma sa, soarele, bărbatul divin. Cu alte cuvinte, doamnelor sau domnilor, ce ați fost aici, cei care ați inspirat steaua, chiar ați trezit pe cineva și chiar ați ajutat pe cineva. Și aici vă confirm, da? Dacă nu știți ce se va întâmpla, acest personaj se va transforma. Da? Se va transforma într-un fel în care probabil nici ei n-o să se uite în oglindă după un timp să zică tu ești Xulescu? Nu credeam că ești în stare. Da? Pentru că a urmat lumina. Să le ajute. Acum, repet, dacă sunteți voi care ați inspirat pe alții, vă păstrați lumina și vă folosiți pasiunea să construiți în continuare, să manifestați în continuare, să vorbiți în continuare cu compasiune, să le arătați în continuare dragoste și să donați. Vedeți, am zis, să donați. Veți face bani din spiritualitate unele, unii, depinde ce sunteți, veți face bani din această capacitate de a oferi dragoste și compasiune și lumină, dar știți bine că nu asta contează pentru voi. Dar pe acest pământ e nevoie să faceți și bani sau vă veți găsi oameni care vă vor susține, vor dona, vă vor oferi stabilitatea aceasta fizică, chiar dacă voi sunteți persoane spirituale. Ia uite-ți ce apare. Hai un pic de răbdare. 17, a treia oară. Wow. Choose love. Un nou capitol se va deschide. Deocamdată 24 apare de două ori. Ia uite. Exact. Femeia care a scos din noroi, energia feminină, de fapt, care a scos din noroi, energia masculină, dragonul, am vorbit de dragon, oare? Nu mai știu. Dragonul, elefantul, figura aceasta puternică, care a stat în umbră. În umbră nu neapărat nevăzut, ci în energii toxice. Ia uite. Regele, deci apare și regele de spade. Va învăța să-și folosească discernământul, să gândească în ce trebuie investit? Cum trebuie să-și folosească sexualitatea? Apropo de loialitate. Apropo de loialitate. Sexualitate, da? Regele de bute. Da, foarte potent. Sau, eu știu, potentă. Dar cine are aici de transformat ceva, se va transforma. Iar voi, cine a ghidat, trebuie să aibă răbdare. Ia uite, iertare. Și voi trebuie să vă iertați. Și se va manifesta o împăcare. 21, iată. Veți petrece timp de calitate împreună. Și oricine ați fi, persoana care se transformă sau persoana care a inspirat, aveți iertare, manifestați iertare față de persoanele karmice, față de persoanele care v-au stat în cale, care v-au sacrificat, că aici este, dragii mei, natura creștină sau vibrația creștină, orice am fi, nu? Capacitatea de a ierta pe cei care ne-au sacrificat, dar pentru asta trebuie să și alegem trezirea. Apropo de sacrificiu, de iertare, simt nevoia să mai iau un pic o carte. Ia uite, au venit două. Romanță, da, este o romanță. Va fi o romanță între voi și acest personaj la un moment dat cândva. Și iar apare număr simetric, 11. Priviți la puterea voastră interioară, oricine ați fi, persoana care se transformă sau persoana care transformă. Sunt două persoane, una cu capacitatea, care e conștient de ce știe și de ce manifestă, celălalt acum trebuie să iasă din acest glob. Ce frumos, ce frumos. Scurăți cărțile, un sfătuleț. Îmi sfătulesc pentru numărul 3. Sper că v-a plăcut, spre ce mergeți. Nu știu ce a ieșit la etalarea pentru februarie, că nu știu ce și cum, dar portalul ăsta se manifestă și el într-un timp, într-un spațiu. Cumva. Se manifestă cumva. Ia uite. Fii umil. Adică analizează situația. Cei care se umflă în pene, că au bani, că au poziții, fiți mai și
și fiți mândri de voi. Interesant, umil și mândru, cu alte cuvinte. Da, mândru de tine, iar apare Taur. Mândru de tine, dar nu arogant. Sau arogantă. Și Steaua nu mi se pare arogantă. Nu. Chiar dacă poate unii o simt mai greu de atins, pentru că Steaua e greu de atins. E destul de greu de atins, da, aveți răbdare. Sper că v-a plăcut. Da, relaxați-vă, dați-vă timp. Nu uitați că sunteți iubiți. Dați-vă timp să vă mai și relaxați în acest proces de transformare și cât timp vin ei transformați, pentru că nu știu exact pentru cine vorbesc. Pentru cei care sunt aici în bucurie deja, în lumină. Vedeți că sunt două personaje acum, am văzut și eu. Două personaje care iubesc, se pot iubi, dar în situații diferite. Unul e aici, celălalt e aici. Ce frumos! Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine, ceau, ceau!